Atenție ce vorbiți la telefon! Un bărbat din Deva a fost condamnat la închisoare pentru trafic de influență după ce s-a lăudat unui prieten într-o convorbire telefonică că are cunoștințe la parchet. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea, Mădălina Barbonie. Bună seara, Mădălina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bărbatul de 37 de ani din Deva s-a lăudat unui prieten că îl va ajuta să scape de o anchetă penală cu ajutorul unui procuror în schimbul sumei de 400 de euro. Inculpatul nu iese la prima abatere, el fiind suspect pentru mai multe furturi săvârșite în județul Hunedoara. Telefonul i-a fost pus sub ascultare, iar anchetatorii s-au sesizat în urma unor discuții telefonice înregistrate. Într-una dintre interceptări, un prieten de-al său i-a cerut ajutorul după ce a fost prins conducând fără permis auto pe o șosea din Valea Jiului. Bărbatul și-a recunoscut faptele și a fost condamnat de Tribunalul Hunedoara la un an și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență.